Salutare tuturor! Ne revedem pentru un nou episod din FIFA 20. În acest episod va fi un experiment. Vom face noua carieră a lui Gheorghe Hagi. Știu că nu prea seamănă cu el, dar am încercat să fac cât mai mult să semene, dar nu prea avem opțiuni deocamdată. Deci, normal, el a început la faruri, dacă nu mă înșel, acum faruri și sportul studențesc nu mai există în joc, a trebuit să o alegem pe Steaua, care a avut 22 de ani, noi l-am făcut un pic mai tânăr ca să poată să evolueze mai bine și staturile lui sunt destul de normale, deci și ne vom vedea la sfârșitul sezonului să vedem cum a evoluat. Bun, suntem la sfârșitul primului sezon la care Hagi de la 58 a urcat la 64, a evoluat destul de bine în primul sezon, are 21 de ani și a urcat 6 puncte, să vedem statisticile sale, a jucat 33 de meciuri, what the fuck, cum de a jucat așa mult? Oh, nu este rău deloc, a jucat 33 de meciuri, 29 în campionat, 4 în cupă și a marcat 11 goluri și 4 pase decisive, nu e rău deloc. Să vedem ce s-a întâmplat în campionat. Ok, se pare că în campionat am terminat pe locul 2. Dar în campionat suntem pe... Ok, nici nu văd unde suntem, nu înțeleg. A, deci asta cred că e a doua. Ok. De ce nu mi arată aici? Ne arată că suntem pe locul 2. Și când dau aici, ok, cred că mi-arată cealaltă parte din campionat. A, play-off, uite aici. Ok, play-off-ul. Și să vedem în cupă. În cupă am câștigat, adică am pierdut în cupă 2-0 în fața Viitorului. Ok, noi ne vom revedea la sfârșitul următorului sezon. Suntem la sfârșitul al doilea sezon la care Hagi a jucat 40 de meciuri, a marcat 7 goluri, 3 pase decisive, a ajuns la 22 de ani și în general are un general de 70, deja începe să devină un jucător foarte, foarte complet, are gesturi tehnice, are 5, piciorul slab are doar 2 stele și să vedem caracteristicile în viteză 81, oricum destul de bun în viteză, nu știu de ce, în dribling 84, și dribblingul e destul de bun. În cupă am ajuns până în finală, dar am pierdut din nou ca în sezonul trecut cu Viitorul. În acest sezon am jucat și în Europa League. Unde e aici? E Europa League. Ei, deci în Europa League am jucat doar în grupe, dacă nu mă înșel, dacă am avut o grupă. Nici n-am cum de ce să zic contra Chelsea, Milan, Slavia Praga. Și am terminat pe ultimul loc, am încasat 10 goluri și am făcut un singur punct. Deci în campionat nu știu de ce, tot timpul când dau pe el, după cum vedeți, suntem pe locul 3 și când dau aici mi arată tot a doua parte. Ok, nu știu de ce. Bun, ok, noi o să ne regăsim la următorul sezon. Bun, suntem la sfârșitul sezonului numărul 3 la care Hagi a evoluat destul de bine, are 76, să ne uităm la statistici un pic, a jucat 33 de meciuri, a marcat 7 goluri, 4 pase decisive și atâta este aici, nu, ok, dezvoltare de aici, what the fuck, are 5-5, 5 stele de gesturi tehnice și 5 stele de picior slab, să vedem unde a urcat cel mai mult, în viteză, nu prea, în... Ce avem aici? What the fuck, are 92 în dribbling, este foarte bun. Și începe să devină unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 în mijloc. Bun, suntem în campionat, ne-am terminat pe primul loc și acum am văzut cum fac. După cum vedeți aici, se arată persoanele care retrogradează și aici este un campionat. Ok, dar suntem pe locul 1 cu 82 de puncte. Vedem alte competiții în Cupa Națională, cred că... Da. Dinamo câștigă cupa. Noi am fost eliminați în primul tur, dacă nu mă înșel. Da, în primul tur am pierdut la penalti. Altceva n-am fost în cupele europene, nu am fost nici în Champions League, nici în Europa, nu ne-am calificat. Bun, și ne vom revedea la următorul sezon.
După un sezon foarte, foarte bun realizat de Hagin, care a reușit să câștige campionatul cu FCSB, a primit o ofertă de nerefuzat din partea celor de la Ajax, care este în valoare de 27 de milioane jumate, și să sperăm că îi va face bine acest nou transfer pentru cariera sa. După un prim sezon terminat la Ajax, a urcat de la 76 la 80. Să vedem, este destul de bun, foarte multe. Deja începe să devină unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din lume. Să vedem statisticile. A jucat 45 de meciuri, a marcat 3 goluri, 5 pase decisive. Bun, în campionat se pare că am câștigat, am terminat pe locul 1 cu 84 de puncte. În spatele nostru a fost AZ 73 și locul 3 Feyenoord. Aici este în cupa, da, în cupa Olandei. Se pare că a câștigat de azi. Noi am fost eliminați. Nu pot să cred. Ok, nici nu știu. Cred că am fost eliminat în al doilea tur, da. Nu în al doilea tur. Aici, unde suntem aici? Da, aici am pierdut la penalti contra PSV. Mi-a fost eliminată. Am jucat și în UEFA Champions League. Să vedem, nu facem pro league. În finala se joacă între Barcelona și Liverpool, care noi am fost eliminați. What the fuck, am ajuns destul de departe de Inter cu 4 la 1, cu scorul general de 4 la 1. Ok, noi ne vom revedea la următorul sezon. Bun, suntem la sfârșitul al doilea sezon la care jucătorul nostru a jucat, a fost un monstru în acest sezon, a jucat 55 de meciuri, 19 goluri, 7 pase decisive și a urcat 5 puncte OVR, adică este la 85 acum, cred că va primi, va veni și ofertele alea mari. În campionat am avut un pic de emoții, care am câștigat cu 2 puncte avans în fața celor de la PSV. Să vedem în cupă, am reușit oare să câștigăm, am reușit să câștigăm cupa și campionatul și în UEFA Champions League. Să vedem ce am reușit. Este finala, se joacă între Atletico și Tottenham. Semifinala n-am jucat. Oh, deci am mai avansat încă un rang, încă un ring, dar ne-a bătut Tottenham, ne-a bătut cu 4 la 1 în scorul general. După un al doilea sezon foarte bun, care a fost unul dintre cele mai bune sezoane din cariera lui, a primit o ofertă de la Real Madrid, cred că nu s-a fost așteptată, pe o sumă de 178 de milioane. Chiar a meritat acest ban după tot ce a făcut în timpul sezonului. Bun, suntem la sfârșitul primului sezon la Real Madrid, în care nici eu nu pot să cred, are 94, dar nu știu de ce, când a avut 85 când s-a transferat și după ce s-a transferat l-a dat direct la 94. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu am ce să zic. Ok, în acest sezon a jucat 61 de meciuri, a fost un titular indiscutabil la 94 OVR, nici n-ai ce să zici, 17 goluri și 14 pase. Să vedem în ok, 94 accelerație, 93 agilitate, da, ok, 99 în conducerea mingii, în finițiune 92. Deci este un mijlocaș complet. Bun, se pare că marcator n-a fost, dar a terminat pe locul 2 la cel mai bun, la cele mai multe pase, alături de Bernat de la Villarreal. În campionat am terminat pe primul loc, în spatele nostru a fost Atletico Madrid, urmat de Valencia și apoi Barcelona. În Supercupa Spaniei nici n-am jucat, am fost eliminat normal. Da. Am fost eliminat de Barcelona 1 la 0 la începutul campionatului în Cupa Spaniei. Ok, am pierdut 3 la 2 în fața Valenciei și să vedem în UEFA Champions League dacă a reușit să câștige. Și se pare că a reușit să câștige Gheorghe Hagi UEFA Champions League alături de Real Madrid 1 la 0 în fața lui Atletico Madrid. Bun, suntem la sfârșitul sezonului numărul 2 la Real Madrid, în care Hagi a împlinit el o vârstă, are 27 de ani, a urcat la 95, a jucat 60 de meciuri, a făcut un sezon senzațional, a marcat 35 de goluri, 22 de pase decisive.
care a terminat și cel mai bun marcator cu 24 de goluri. În spatele lui a fost Haaland, tot de la Real, colegul său, și să vedem cel mai bun și tot, cele mai multe pase decisive este tot el. În campionat, după statisticile care le-a avut Hager, era imposibil să nu terminăm pe locul întâi, dar n-a mai avut mult. Barcelona a fost foarte tare în spatele nostru. În Supercupa am pierdut Supercupa în fața lui Valencia 3-2, în Cupa Spaniei nici n-am jucat în final, am fost eliminați de Tokenii, nu știu unde am fost eliminați. Aici cred că nu. Aici cred că, da, unde, că nici nu mă văd. Cred că aici am fost eliminați. Să vedem în UEFA Champions League dacă am mai câștigat de două ori consecutiv tot cu Atletico Madrid. What? Câștigăm? Nu vine a crede. Suntem la sfârșitul al treilea sezon cu Real Madrid, în care Hagi a evoluat la 96, nu pot să cred. Are 28 de ani. În acest sezon nu a fost așa bun ca sezonul trecut, a dat doar 20 de goluri, 18 pase decisive și este complet, nu ai ce să zici. Nici nu mai mi-arată nimic, mi-arată că totul este pe stop, nu cred că o să mai evolueze. În campionat am terminat-o pe locul 1, în spatele nostru Atletico a fost foarte puternic, în spatele nostru. Supercupa Spaniei, nu cred că o să câștigăm niciodată, în al treilea sezon o pierdem, nu reușim. Nici în Cupa Spaniei nu am câștigat. Ok. Oh, deci am câștigat din nou Challenge-ul American, că asta nu interesează. Ok, să vedem în UEFA. Așa este și campionatul european, să vi-l arăt. Am câștigat de a treia oară consecutivă UEFA Champions League 2-1 fața lui PSG. Să vedeți și campionatul european, a care încă, dacă eu zic calificați România, am să vă arăt, dacă nu, nu am să vă arăt. Mi se pare că România nu este calificată aici, Spania, Germania, Bulgaria, Suedia, Portugalia, Franța, Finlanda. Ok, deci România nu s-a calificat. Bun, suntem la sfârșitul sezonului în care Hagi a împlinit și el 29 de ani, tot 96 are și statisticile 21 de goluri pe pase decisive. Nu a fost așa performant, dar a avut o notă destul de bună pe parcursul sezonului și să vedem valoarea lui, este 211 milioane, este ceva insane, nici n-am ce să zic. Și deocamdată nu cred că o să ne poată să ne-l cumpere nimeni, pentru că are o clauză mult prea mare. În campionat am terminat pe primul loc cu 100 de puncte. În Supercupa, să vedem, din nou n-am reușit să ne calificăm. În Cupa Spaniei, adică n-am reușit să o câștigăm. Cupa Spaniei a câștigat 3-0 în fața lui Barcelona. Să vedem în UEFA Champions League. A. Pentru 3 ani la rând, al patrulea an, n-a mai câștigat. A câștigat la Atletico și noi ne-am oprit unde? What? Deci ne-au bătut în primul tur Interul. A, deși a ajuns până în finală Interul. Dacă nu tot cu Atletico juca în finală, era amuzant. Nu, suntem la sfârșitul anului nou sezon la care Hagi a ajuns și la 31 de ani. În acest sezon a jucat 63 de meciuri, 15 goluri, 14 pase decisive și a avut o notă generală de 7,30. Tot la 96, nici n-a scăzut. Să vedem în statistici, dar tot așa a rămas. Și în campionat am terminat pe locul 2 la un punct diferență, am fost aproape să luăm din nou campionatul. Să vedem ce s-a întâmplat în restul, în Supercupa Spaniei, iar n-am câștigat-o. În Cupa Spaniei am pierdut în fața lui Barcelona 1-0. Să vedem în UEFA Champions League ce s-a întâmplat, am câștigat din nou contra Hertha Berlin, nu pot să cred. Și Lyon a fost în cu Dortmund. O să a schimbat foarte multe. Și să vedem
Ok, și Cupa Mondială, dar nu cred că iară nu știu de ce am impresia că nu cred că o să fie calificată România. În grupa A, Spania, Italia, Grecia, Columbia, grupa B, Germania, Statele Unite, Venezuela, Olanda, Scoția, China, Uruguay, what the fuck, și China s-au calificat. Brazilia, Belgia, Irlanda del Nord și Noua Zeelandă, Portugalia, Ungaria, Turcia, Africa. Ok, Franța, Suedia, Mexic, Anglia, Finlanda, Australia, Egiptul, Argentina, Norvegia, Irlanda și Camerunul. What the fuck, iară nici și la Cupa Mondială nu ne-am calificat niciodată. Suntem la sfârșitul ultimului sezon pe care îl vom face, pentru că am vrut să-i schimb clubul, dar după ce a venit la Real, a avut o sumă mult prea mare și am încercat să le iau, dar n-are niciun club atâția bani ca să le iei, că cer în jur la 500 de milioane pe el. Și n-am reușit, trebuie să stau 2 sezoane și apoi... Ok, deci am să opresc aici, ca și cum am zice că și-ar termina cariera la Real Madrid. În acest sezon a jucat 63 de meciuri, 30 de goluri, 21 de pase decisive și a mai urcat iară la general, a urcat iară plus 1, what the fuck, are 97. În campionat am terminat pe locul 1 cu 101 puncte, foarte departe de Barcelona. Ne uităm în Supercupa, nici acum n-am câștigat-o, în Cupa Spaniei. Am pierdut 2-0 în fața lui Levante, să vedem dacă a câștigat UEFA Champions League-ul. Ne-am pierdut 3-0 contra Leipzig. Nu e rău. Bun, cum am zis, am să ne oprim aici, nu o să mai continuăm pentru că nu putem să schimbăm clubul și dacă continuăm mai multe sezoane va deveni destul de plictisitor. Și dacă vă place acest experiment și mai doriți mai multe, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și dacă am 20 de like-uri voi face un nou episod cu o altă legendă. Dacă doriți o legendă românească, scrieți în comentarii și am să aleg una dintre ele. Ciao, ciao!